Mi-am luat 911 Carrera S Turbo chiar. Hăț, de 3 ori, hăț. Am început o sâmbătă ca la carte, am fost la sală, am antrenat niște spate, abdomenele clasice în fiecare zi după antrenament și am ieșit din casă și am găsit 30 de minute libere la onica mea de la Vagabonds și am venit să tund unghiile fraților pentru că iarăși puteam să mă cațăr pe pereți. Eu nu înțeleg cum se face, bă, la cât de vup se da sunt eu să fiu permanent aranjat, să le pun pe toate la punct. Ia vezi că unghiile sunt întotdeauna de la 3 mm în sus, nu știu care e faza. Cred că este din cauza faptului că fac foarte mult sport și iau suplimente care conțin calciu și alt fel de nutrienți care favorizează creșterea unghiilor într-un mod barbar. Motiv pentru care niciodată nu am o manicură sau o pedicură, nici măcar nu pot să spun îngrijite, că ar fi prea mult. Dacă vă amintiți Instastory-ul cu cântarul când eram fericit că am depășit pragul de 90 de kilograme, atunci când am dat zoom pe greutate s-au văzut la picioare niște gheare, bă băiatule, nici Moti și Babs n-au ghearele atât de mari. Suntem cu Onica, bună Onica. Suntem la Vagabond, tundem unghiile și după aceea mergem să ne facem de lucru. E sâmbătă, nu prea avem mare treabă, dar daily vlog-ul continuă, motiv pentru care trebuie să filmăm tot ceea ce facem. Așa că stați aproape, poate găsim și niște acțiuni interesante. Avem un prieten care m-a întrebat dacă am timp să merg cu el până la șantier pentru că ar dori să cumpere teren lângă mine să-și facă și el casă. Ce motiv pentru care zic în continuu, mă? Îmi iau tot felul de ticuri de-astea verbale, știi, ca să umplu propozițiile. Așa că, fără motiv pentru care, o să mergem, cred că, până la casă, să vadă și Andrei șantierul. A, Andrei e prietenul meu cu mâna aia de robot pe care l-ați mai văzut pe Instagram. Revin când termin cu ghearele. Hăț! Bă, eu mi-am cerut scuze, să știți, înainte am zis o să fac puțină gălăgie, pentru că urma intro de vlog, înțelegi? Așa cum a zis și Ieremia ieri, când fac vlog, mă aude tot cartierul, dar mi-am cerut scuze în prealabil și cu parantezele de rigoare, motiv pentru care am avut voie să fac gălăgie și s-a creat haos. Sper de Onicu că poate tai strâmb acolo, stai cu tot cu degete, ești nebun? Hăț! Nu cred! Vai, ce faci frumos! Tete, Doamne, mamă, Johnule, cum e, zici că-i desenată pe calculator, ești nebun? Nu pot să cred, vorbești serios, dar eu nu de ochi niciodată, tu știi cât l-aud eu copii. De 3 ori, hăț. Bună frumusețe. Hăț. Fraților, am ajuns și pe la șantier, așa cum v-am promis. Ne-am tuns unghiile ca să arătăm și noi oamenii, uitați de aici, hăț. Altceva, bossule. Și am prins un apus senzațional. Am fost cu și cu niște prieteni, cu, așa cum v-am spus, cu Andrei Vișoianu, prietenul meu cu mâna de robot. Să-i arăt și lui ce am reușit să construiesc și cam care au fost costurile până acum, pentru că îl interesează ideea. N-am ce să vă arăt nou la casă, dar vă spun că suntem în mari discuții cu fabricantul de adezive, așa cum v-am spus, care a promis că dorește o colaborare cu noi, așa că revenim cu date de îndată ce ei ne spun și ei lucruri noi și noi acum mergem să mâncăm, o să veniți cu noi la o terasă senzațională, am mai pus eu Instastory-uri de aici din Domnești, unde am o mâncare, Johnule, ca la mama acasă. Vă arăt apusul și căsuța și mergem la... Ia uite, mă! Vă arăt apusul și căsuța și mergem la restaurant. Hăț! Ia uite, hăț! Acolo să fie piscinica. Pisci! Ah, și vezi ce au muncitorilor. O aromă acolo, senzație. Hăț! Johnule, suntem la Diamond Clean la Mall Vital, unde îmi place mie să spăl mașina la cei mai dedicați băieți din lume. Și ne-am întâlnit cu fratele Călin aici de față, care doar ce a schimbat un șeptar cu un mega Panamera. Vreau să-mi iau un Panamera. Și uitați pantera. E ca un fel de panda. Atât. Asta-i panteruța, o să-i dăm după aia și în gază, așa că cică trosnește frumos. A mea e și ea la spălat, face numai când vrea ea. Exact, doar când vrea. Când o strunești tu din picior așa, puțin, te ascultă, puțin, nu? Ascultă, nu? Ascultă. A mea și ea la spălat, ziua continuă, e o sâmbătă frumoasă, lejeră. Filmează, dubla 2, hăț. Cum, bossule, să filmezi, Dita, mai vorbele. 6 minute cred că erau de dublă și când ne uităm la sfârșit, ce crezi, nu era niciun rec. Suntem cu fratele nostru Călin aici, un bun prieten cu care mă cunosc. O să râdeți chiar de pe șosele, de pe vremea când eu aveam A6 și el avea un A5. Ne alergam noi ca nebunii prin București și am rămas prieteni. Uite că el a schimbat un șeptar cu un Panamera. După ce sunt gata mașinile, le dăm o tură, dar chiar vreau să o ambalăm un pic pe alu Călin, pentru că vreau să aud cum se aude. Chiar abia aștept să aud cum se aud 420 de cai de Porsche cu clapete de alea care fac pop, pop. Revenim când e mașina gata. Hăț! Vreau să-mi iau un Panamera, sale noaptea ca pantera. Hăț! Dar să luăm și noi, dar ce făceam cu asta în țară la concerte, Johnule? Ce făceam? Atât! Hai, dă-i! Atât!
Hăț, hăț, bosule, eram în parcare, vorbeam și noi de X6-urile și panamerurile noastre, că încolo... Navelea, navelea, wow, wow, what the fuck you, ya, yo? Ia filmează-mă, să vedem cum ar fi dacă mi-aș lua ăsta, mă. Cori, clickbait, cum sună? Mi-am luat 911 Carrera S, turbo chiar. Hai, mami. Nu vrea? Da, nu e cu noroc, Johnule. Fă ceva, mă. Hai, mami. Da, mă, ce să zic, frumoasă, într-o bună zi, cu muncă și cu sudoare, de ce nu? Hăți, hăți. Îl salutăm și îl felicităm pe posesor. Sperăm că o să-și vadă mașina și o să dea și el un subscribe. Să aprindă frumos clățopelul acolo, să aibă notificări, mă, motherfucker, how? Vă pupăm. Zi, Johnule. Nu fugi de cameră. Diamond clean, motherfucker, cea mai tare spătărie, uitați ce frumoasă e. Na, că s-a lăsat și seara, băieților. Urcăm un pic în Panamera să-l vedem și pe el frumușel așa cum este. Mașina mea e gata și ia uitați, mașini frumoase spălate. Hăți, hăți. Diamond clean rules. Hai să intrăm un pic să vedem Porsche-ul dinăuntru. După care mergem și noi la film. Vă fac și extra-ul necesar și aia este hățul în Porsche. Ta-na-na-na-na-na-na. Atât frumos. Bă, da, aprinde-ne și nouă, mă. Aprinde-ne lucruri. Ia. Hai, Căline. Ținem picior pe cheia în stânga, da? Pentru toți cunoscătorii. Hăț. Atât. Vrem, nu vrem și motor. Deși, hai să dăm și motor. Hăț. Bang. Vreau să-mi iau un Panamera. Cam ăsta este. Benzinare, uite câte ture are mâncarea ta. Hăți! Te pupăm, Căline, mulțumim foarte mult pentru invitația de a-ți vedea mașina. Îți urăm șosele fără gropi și benzi libere. Fără gropi, să zicem, da. Vă pupă, frățiorii, mergem la film. Nu uitați, dați un subscribe pe YouTube Dorian Popa și aprindeți clopoțelul pentru notificări. Dați un follow pe Instagram, eu sunt Dorian. Cum ai Instagram-ul, mă? K4_V3_. Ua, mă, Johnilor, mai dați o dată înapoi dacă n-ați înțeles din prima și dați un follow și la fratele Călin. Dați un follow și pe Spotify Dorian Popa și vă pupă, fratele. Daily Vlog continuă. În fiecare zi de la 8 dimineața o să vedeți ce prostie am mai făcut în ziua de dinainte. Hăți, toate cele bune. Căutat în ieșire, am văzut mii de fețe triste, zâmbete puține. Și acum simt că te-am găsit, dar golurile mele totuși nu sunt pline. Am văzut mii de fețe triste, zâmbete puține. Și acum simt că te-am găsit, dar golurile mele totuși nu sunt pline.